Am ajuns la Muzeul Bruckenthal din Sibiu pentru că ne pregătim de un eveniment deosebit. Ne pregătim să aniversăm 200 de ani de când Bruckenthalul a fost deschis, inaugurat ca primul muzeu public din România, așa din e? România actuală. Din România actuală, da. Din centrul Europei. Deci de la, haideți să spunem așa cu corectitudine, de la Paris încoace. De după la Muzeul Louvre. A fost al doilea muzeu public. Al doilea muzeu public. La 1817 a fost deschis în luna februarie. Și, în fine, înainte a funcționat ca muzeu, să zicem, privat al baronului Samuel von Bruckenthal. Încă vreo 40 de ani, cam așa ceva. Cariera lui Samuel Bruckenthal a fost spectaculoasă. S-a născut în 1721 într-o comună din județul Sibiu și a avut privilegiul, trăgându-se dintr-o familie de judecători și nobili sași, să studieze dreptul, filozofia, științele politice și administrative. A fost pe rând funcționar la Cancelaria din Sibiu și Cancelar Provincial la Viena, perioadă în care a început să colecționeze opere de artă și să le structureze în colecții specifice. În afară de această clădire, clădirea Palatului Bruckenthal, care este nestemată, a coroanei nu, mai avem în administrare încă 8 alte clădiri, în total un număr de 5 palate, le avem în amie, toate sunt postate în centrul orașului Sibiu, iar patrimoniul mobil este inestimabil. Valoric este inestimabil, numeric este în jur de 1.640.000 de piese în inventare și, sigur, piesele care se află continuare în curs de cercetare și de intrare în inventariere sau în alte proceduri de acest fel. În anul 1762, împărăteasa Maria Tereza a Austriei l-a înălțat la rangul de baron. A fost pe rând la Viena, șeful cancelariei curții și al provinciei, iar în anul 1777 a fost numit guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, funcție pe care a îndeplinit-o timp de 10 ani. Colecția s-a născut cu epoca și în epocă. Era o perioadă în care Europa, cel puțin cea vestică, nordică, era așa într-un tumult de acesta, uneori chiar cu accente războinice. Lumea se mișca, se plimba în Europa aceasta. Și baronul Samuel von Bruckenthal, ajungând în poziția de guvernator al Transilvaniei, într-o poziție, în cea mai înaltă poziție din Transilvania, și având posibilitatea financiară de a investi, nu și-a trimis, să zicem, oamenii, reprezentanții, să ne spunem altfel. Și la Viena, când un nobil scăpătat vindea ceva, baronul cumpăra, astfel că s-au pus bazele unei colecții deosebit de valoroase de pictură, de numismatică, colecție de minerale foarte, foarte valoroasă, cărți, îi plăceau foarte mult cărțile și vreau să vă spun că avem aproape 500 de incunabule și manuscrise cumpărate de baron, una dintre cele mai mari colecții de acest fel din România.